Prieteni, masa am terminat-o. Nu știu cât vă place vouă, dar eu sunt super încântată de ce a ieșit. Este solidă, nu balansează, am vopsit-o în două mâini și aștept mâine să vină meseriașul să o racordeze la apă. Aici, în locul vechii ghiuvete, care oricum era foarte mică, neîncăpătoare, nu aveam blat de lucru, mai trebuie să-i pun o baterie. Mâine o să cumpăr și o să am o masă de grădină super sănătoasă, încăpătoare. Și cel mai important lucru, nu o să ruginească. Aici mi-am pus un suport pentru prosoape, pentru mărunțișuri. Ghiveciuțul ăsta mic l-am pus pentru, eu știu, foarfeci, o șurubelniță repede, nu mai trebuie să mai te duci la trusa de scule. Dragii mei, asta a fost lucrarea mea. Nu este cea mai mare lucrare pentru mine, am făcut eu și altele mai de anvergură. Am placat o mobilă de dormitor cu oglindă. În fine, mulțumesc pentru răbdare și pentru vizionarea clipului. Nu uitați, dați click pe clopoțelul din dreptul butonului de abonare ca să puteți primi notificări când încarc clipuri noi. Numai bine vă doresc!